5, 4, 3, 2, 1, start! Succes tuturor participanților prezenți la Autism 24! O poveste de 24 de ore începe astăzi și nu ne ajunge o zi de sâmbătă și ne ducem și duminică! Regula după care se dispută evenimentele de tip maraton caritabil este una simplă. Kilometrii parcurși sunt vânduși celor care vor să doneze în această situație pentru copiii cu autism. Fiecare mie de metri s-a licitat cu 10 lei, suma totală mergând către copiii cu autism. Ultramaratonul Autism 24H s-a aflat deja la cea de-a 6-a ediție. La momentul startului, Cătălin reușise să vândă 293 de kilometri către persoane care au dorit să se ralieze cauzei. La maraton, Cătălin a reușit să depășească distanța de 100 de kilometri, bornă impusă fiecărui participant, însumând numai puțin de 105 kilometri parcurși în 24 de ore. Cel mai bine, cel mai normal a fost la start, pentru că era adrenalina de start, era lume pe plajă, toți ce știau se întâmplă, aplaudau, se ridicau, mă rog, era o chestie. Așa, pe urmă, după prânz, pe 12-1, așa, când știm toată lumea că nu-i recomandat să stai pe plajă din cauza soarelui, a fost foarte cald și atunci m-a cam rupt căldura, dar am avut noroc că au avut organizatori, au avut multă, suficientă apă și m-am mai rezolvat așa cu câte 2-3 pahare de apă în cap. Așa și pe urmă, seara, după lăsarea întunericului, atunci a fost cel mai nasol, pentru că intervenise și oboseala, mulți abandonaseră, mulți s-au dus să culce ca să vrea alergarea dimineața și rămăsesem foarte puțin. Era frig, întuneric, mă rog, aveam lanternă, aveam frontale, dar oricum a fost dificil și cea mai critică perioadă a fost începând cu ora 3 noaptea, cam așa până a răsărit, când s-a luminat. Și atunci ajunsese somnul rău de tot și e vorba de donații atrase. Da, da, da. Pentru fiecare kilometru, așa era 10 lei kilometru, deci am reușit să dau 293 de kilometri. Asta însemnând 2930 de lei atrași pentru... Și bă, încă se mai poate dona, am zis că săptămâna asta mai deschisă platforma. Condițiile în care s-a derulat maratonul au fost printre cele mai vitrege, deoarece participanții au alergat pe un teren greu, nisipul plajei de la Mamaia. În plus, diferențele de temperatură zi-noapte au supra-solicitat organismul fiecărui temerar. Doar câteva zeci din 1000 de participanți aliniați la start au reușit să alerge cei 100 de kilometri obligatorii. Cătălin a atins borna 100 chiar la răsăritul soarelui, reușind să mai parcurgă apoi încă 5 kilometri. El ține să le mulțumească tuturor celor care s-au alăturat acestei cauze nobile, atât în calitate de maratoniști, cât mai ales în cea de donatori. Mă gândeam că să fie mai simplu la mare, pentru că cu toate că terenul e total diferit, unul să alegi pe asfalt, altul să alegi pe nisip. Anul trecut a fost foarte dificil datorită faptului că, bine, era și prima dată că participam și mă mâncam la o distanță de genul ăsta, dar eram absolut singur și a trebuit să mă auto-susțin, să spun așa. Adică să-mi asigur hidratarea, apă, alimentație, tot ce trebuie. Păcând acum, din coace la mare, fiind... În cadrul organizat, am avut la dispoziție, deci din partea organizatoare am avut la dispoziție tot ce trebuia. Apă, băuturi isotonice, cafea, mâncare. Deci mâncare chiar a fost ca la nuntă, vreau să zic. Buzoianul este un obișnuit al maratoanelor caritabile. Anul trecut a parcurs 100 de kilometri în mai puțin de 18 ore, fiind nevoit să alerge pe străzile orașului, deoarece maratonul din Mamaia nu s-a putut organiza din cauza pandemiei.